Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Piesa asta se ascultă în picioare și cu mâna la inimă. Dacă n-ai culoare. Ai difuzat melodia asta, e mai difuzată decât Roxette, decât Ace of Base pe vremuri. Stau puțin, ne unim super decât frumos. Julio Iglesias, nu mai vă deranjează că difuzăm imnul Rapidului, dragii ascultători? Dați-ne mesaje. Dar știți de ce îl difuzăm? Nu, e George Rapidist. Lasă-l un pic, lasă-l un pic. Acum, dacă tot ai dat drumul, lasă-l un pic. Ia uzi. Suntem peste tot acasă. Porțile vi se deschid. Nu e echipa mai frumoasă. Și iubită ca Rapid. Așa, Luca o și cântă pe Giulești. Da, da. Foarte frumos. Deci acum... Când vine. Da, ați încurcat-o oricum cu imnul ăsta și nu contribui, nu faci decât să enervezi pe cine v-a dat o judecată, pe Andrei Păunescu. De ce să-l... Deci Andrei Păunescu, așa, fiul lui Adrian, mare lui Adrian Păunescu și controversatul lui Adrian Păunescu, cere acum 4 milioane și ceva de euro de la cei care folosesc fără drept în scop comercial versurile și melodia aceasta. Păi da, da, uite, de exemplu, noi am pus piesa asta, ea este indexată aici în softul nostru. Da. Și atunci când, odată pe lună, când colegii mei trimit pentru drepturi de autor pentru fiecare piesă difuzată, apare și Victor Socaciu, imnul Rapidului. Că nu pe Europa FM dă în judecată, dă în judecată pe Rapid. Deci Rapid e cap de listă, care o listă întreagă de companii de-astea care folosesc imnul fără drept, în scop comercial. Rapid e cap de listă, vă cere 1 milion de euro daune. Mai cere 500.000 de euro de la CS Rapid. Ce este CS Rapid? Clubul Sportiv Rapid. Clubul Sportiv, ăla cu handbal, basket, cu not. Deci ați încurcat-o. Domnul Șucu, dacă aude... CS Rapid nu e la domnul Șucu. Ai încurcat. Plus alte companii. Una de vinuri, una de pariuri, una de mobilă, chiar și CFR. O mulțime de companii. Cu totul se adună 4,15 milioane de euro. Rapid s-a organizat foarte bine în ultima perioadă. Gata, poți să dai fundul ăla, că are... Se aude foarte, e absolut normal. Și are ceea ce se numește merchandising și lucruri care se găsesc, produse cu însemnele clubului care și se cu versurile de la im. Da, lucruri care se întâmplă peste tot în lume, când vine vorba de fotbal, muzică și așa mai departe. Stai un pic. Se plătesc drepturi. Doar că probabil că au uitat să ceară... Au uitat? Să plătească drepturile pe versurile pe care le-au imprimat pe anumite produse. De serios, știrea asta care este. Dacă e tricou doar cu sigla Rapidului, ea aparține clubului. Din aia altceva sigla, e vorba de versuri. Versuri. De Andrei acord. Păunescu spune că... Andrei Păunescu are dreptate. Proprietatea intelectuală asupra versurilor și, nu știu, a melodiei, dar a versurilor este a tatălui lui și acum prin moștenirea lui. Și versurile sunt folosite în scop comercial. Deci spune că se vând lucruri cu versuri și nu se plătesc drepturi de autor. Citez. Ce vedeți, mă, cu versuri? Uite, fii atent. Deci gsp.ro. Citez. Mai sunt tricouri și așa mai departe. Tata scrie poezia pe tricou? Nu, dacă scrii suntem peste tot acasă pe... Băi, și pe timbre. Este un slogan, nu e un vers, nu poți să o dai că e vers, ești nebun. Eu zic că dacă mergi în instanță s-ar putea să... Unul singur, nu vers? Nu știu, tată, cum sunt, dar uite ce zice Andrei Păunescu. Fii atent. Ia. Tata, zice, a scris o superbă poezie din dragoste necondiționată pentru echipă și o idee. Corect. Nu a scris această poezie pentru a fi etichetată pentru băuturi alcoolice sau pentru a fi obiect de promovare a unor materiale care se vând. Imnul, spune Andrei Păunescu, poate fi cântat de oricine, cum se întâmplă de zeci de ani. Dar când vinzi ceva, deja intri în altă categorie. Corect. Nu poți să contești asta, nu? Continuă Andrei Păunescu. Am văzut timbre cu tot imnul Rapidului. Brățări, eșarfe, ceasuri de perete, când, tricouri, mărgele, timbre, vin. Imnul poate fi cântat de oricine, oriunde. Interpretarea culturală nu poate fi condiționată. Și asta le spun suporterilor Rapidului. Lumea se poate bucura de imn neîngrădit. Problema este doar vânzarea unor lucruri, a spus Andrei Păunescu, potrivit Orange Sport. De remarcat că a pus timbre de două ori. Aș vrea să văd și eu timbru cu tot imnul Rapidului, că am colecționat timbre când eram mic. Ce, mă, sunt unii care sculptează orașe întregi în bobul de orez. E adevărat, dar vreau să văd și eu ăla care a scris un imn întreg într-un timbru românesc, că nu-i chinez. Și ăla cu mărgelele m-ar interesa. Cu mărgelele, da. Deci vreau să văd și mărgelele cu imnul Rapidului, George. Căutare, mărgele imn Rapid, le când porți? Când te mai duci la stadion? Dacă găsim, le porți? Da, jur. Deci dacă mi-aduci mărgele pe care să scrie imnul Rapidului, nu să scrie ceva gen porțile ni se deschid. Să scrie imnul. Le porți zilnic. Uite. Da, deci Romfil Atelier este dată în judecată 200.000 de euro. Ce vrei?
săracii nu știu de ce mai trăiesc. Cred că îi închide dacă se câștigă procesul. Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători. Ăștia și așa săracii au atâtea probleme CFR-ul, mai dă și în judecată pentru 500.000 de euro. Bombe expert. Poate a cumpărat cineva, nu știu, șifonier cu imnul Rapidului pe el sau... ce? Bă, tu ce ai cu imnul Rapidului acasă? Ia stai puțin, că poate te duci și pe tine, te agață. E posibil să am un fular. Sau e posibil, sau... deci dai seama asta, marele rapidist. Deci cine o cumpăra alea de scrie pe mărgele, cu paturi, șifoniere? Dacă ăsta care e mare rapidist, e posibil stai, mă, să aibă o eșarfă. Păi nu, pe tricor n-am, pe tricor n-am, sigur. Asta, că le-ai șters. Băi, n-am găsit mărgele. Dacă are cineva mărgele cu imnul Rapidului, vreau, zice Andrei Păunescu, am găsit o ou de 2 metri decorat cu 55 de kilograme de mărgele la Pitești. Dar nu... Deci oamenii sunt țara asta. Bine, acum s-ar putea ca Andrei Păunescu să mai aibă o problemă, că sunt o mulțime de copii de ăștia care lansează produse cu semnele Rapidului și care nu sunt oficiale. Ok. Știți bine. Și atunci probabil că se va îndrepta și către ei. Mi-aduc aminte, anul trecut s-a lansat locomotiva Rapid și trenul Rapid cu semnele Rapidului și uite, pe locomotivă scrie într-adevăr, suntem peste tot acasă. Asta venind din partea unui tren, mi se pare un pic cam mult. Adică să vezi o locomotivă, pot fi la tine acasă oricând, că sunt oriunde acasă, mi se pare ușor îngrijorător. Bă, deci sloganul suntem peste tot acasă a fost... Este inventat. Este vers din imn. E vers, lasă asta, că sunt diverse versuri în poeziile românești. Adică, știi ce spun? Dar, eu nu mă... Luca, acum eu nu sunt judecător, nu mă... Dar... Adică dacă îi zici unui cățel, cățeluș cu părul creț, e... trebuie să plătești drepturi de autor. Nu știu dacă e același lucru, dar suntem peste tot acasă, în acest context, legat de Rapid și de promovarea Rapidului, în contextul imnului Rapidului, cred că poate fi considerat ca proprietate intelectuală a moștenitorilor lui Adrian Păunescu. Ceea ce trebuie respectat. Adică... Da, nu, eu nu contest asta, doar mă... Adică nu e hoțul care îți intră pe fereastră, zice, suntem peste tot acasă, boss. Nu e, imnul Rapidului e altceva. Eu cred că se înțeleg, până la urmă, și găsesc o soluție. Metrorex, 200.000 de euro. Ce o greșimă. Metrorex. Păi, ori făcut și vreun trend de vreun metrou. Mai știi... Nu, că a fost metrou cu Rapid. Mai știi... Ce metru, în, a fost, în anul centenarului au fost o mulțime de acțiuni de genul de promovare a clubului care au, uite, au ajuns și la metrou. A, că metrou e la Ministerul Transportului. Acum te duci, tragedia. Da. Mai știi locomotiva aia, trenul de metrou care n-a frânat în stație și s-a înfipt? În continuare înfipt undeva. În serios, înfipt la 5 metri înălțime, n-au putut să-l ia de acolo. Dacă pe ăla scrie, suntem peste tot acasă, un tren de metrou înfipt într-un perete la 5 metri înălțime, mi se pare... Nu e ăla. Nu e ăla, Zaf, nu e ăla. O să mai scrie probabil pe trofeul de campion anul ăsta, suntem peste tot acasă, e posibil și asta. Păi pe ăla poate să scrie, în primul rând că nu cred. Dar chiar dacă ar scrie, ăla nu este comercial, deci nu se vinde, cred, cupa respectivă. Nu se vine, se decernează, ca să zic așa. Da, da, altfel au venit foarte multe mesaje. Da, cu mărgelele. Cu piesa asta ar trebui să înceapă fiecare dimineață. Hai mă, serios, ia-i mă tableta asta, ia, da, face aici, cenzurează mesaje. Dă-le și pe alealte. Uite, e un dinamovist, Valentin. Pe Valentin îl deranjează imnul Rapidului. Și în rest toată lumea fericită. Nu, dar am găsit... Da, ne deranjează, spune eu și Ștefan din... Eu vreau să țin din nou cu sportul studențesc. Dacă știe cineva că se reființează sportul studențesc, vă rog frumos. Care e imnul sportului studențesc? Asta nu știu, să nu mă întrebați. Mamă, să fiu al nebunii. Dacă există imnul sportului studențesc, de fiată când dai imnul Rapidului, trebuie să dăm și imnul sportului. Uite, sunt stelist, dar îmi place foarte mult imnul Rapidului. N-are cum să nu-ți placă imnul. Păi vezi. Adică e o lucrare frumoasă. Uite mă că are. Imnul sportului studențesc, în regie pe Cărare. Hai, te lăsăm să-l ascult. Sună foarte bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.